Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Bună seara și bine v-am găsit la știrile Accent Info. Sunt Ludmila Apostol și propun să urmărim evenimentele de până la această oră. Iată care sunt titlurile ediției. Deputații majorității parlamentare constituite din fracțiunile Partidului Socialiștilor și Blocul Acum au aprobat astăzi data desfășurării alegerilor locale generale. Primarii, președinții raioanelor și consilierii locali vor fi aleși în data de 20 octombrie 2019. Marți în Parlament a fost instituită Comisia de Investigație pentru a elucida circumstanțele factuale și legale privind tentativa Partidului Democrat de a organiza un puci anticonstituțional prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale. La sfârșitul acestei săptămâni, Igor Dodon planifică să aibă o întâlnire cu prim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Discuția poate avea loc la Minsk, unde șeful statului intenționează să facă o vizită. Președintele țării Igor Dodon îi va susține pe olimpicii moldoveni la Jocurile Europene de la Minsk. Echipa națională a zburat în capitala belorusă, de unde speră să revină acasă cu cel puțin 3 medalii. Deputații majorității parlamentare, compusă din fracțiunile Partidului Socialiștilor și a Blocului Acum, au adoptat în prima lectură proiectul de lege privind restituirea unor împuterniciri șefului statului, de care acesta a fost lipsit ilegal în 2016. În special, documentul prevede revenirea în subordinea președintelui a Serviciului de Informații și Securitate. Examinarea proiectului a provocat nemulțumire din partea deputaților fracțiunii Partidului Democrat din Moldova, care au decis să înceapă să lucreze în Parlament în calitate de opoziție. La rândul lor, socialiștii și reprezentanții Blocului Acum au numit declarația democraților drept una manipulatoare și au constatat că PDM se opune acestei decizii doar din faptul că nu dorește să cedeze Serviciul de Informații și Securitate șefului statului. Stimați colegi, credem cu toții că nu avem nevoie de lecții din partea celor care au uzurpat puterea în stat, au subminat justiția, au subminat suverenitatea poporului, dorind să dizolve un parlament legitim. Noi susținem acest proiect de lege și vreau să le sugerez celor care azi i-au pălit grija de securitatea națională că în cazul acestor modificări noi să avem un echilibru și un control mai riguros a Parlamentului asupra acestui serviciu. Vom putea, într-adevăr, să-l scoatem de sub controlul unui partid definitiv, care l-a transformat în, hai zic așa, într-o sursă de filaj și de furnizare informații îndreptată împotriva liderului opoziției și oamenilor de afaceri, oamenilor de treabă. SISU va fi o structură care va sta la straja securității naționale, va contracara toate tentativele de uzurpare de stat, de interferențe din exterior, da? Și de aceea, dacă vreți să munciți, veniți cu propuneri, dar nu cu manipulări. Deputații au comentat și declarația făcută recent de democratul Sergiu Sârgu, care a promis să revină în organul legislativ în calitate de reprezentant al opoziției și să transforme viața majorității parlamentare într-un adevărat coșmar. Domnule Sârgu, am văzut declarațiile dumneavoastră despre coșmar. Nu știu ce ați avut în vedere. Noi o să așteptăm o abordare profesionistă, nu una de coșmar, pentru că ceea ce a fost coșmar a fost până acum. Să fie foarte clar, ceea ce ați făcut dumneavoastră din instituțiile statului a fost un coșmar total. Dumneavoastră n-ați venit în Parlament să faceți coșmarul. Deci, dacă aveți de gând să faceți lucrul ăsta, mai bine luați altă decizie. Trebuie de menționat că proiectul de lege de reîntoarcere a SIS în subordinea președintelui a fost susținută de 61 de deputați din majoritatea parlamentară. În afară de aceasta, anterior, deputații au votat proiectul de lege de reîntoarcere a Serviciului de Protecție și Pază de Stat în administrarea șefului statului. Reamintim că în anul 2016, înainte ca Igor Dodon să fie investit în funcția de președinte, democrații urgent au înlăturat Serviciul de
pază de stat și SIS din subordinea președintelui în administrarea guvernului, astfel ca să-l lipsească pe Dodon de atribuțiile lui legitime. Marți în Parlament a fost instituită Comisia de Investigație pentru a elucida circumstanțele factuale și legale privind tentativa Partidului Democrat de a organiza un puci anticonstituțional prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale. În favoarea acestei inițiative au votat 61 de deputați. În presă au existat informații precum că procurorii au înaintat 60 de solicitări de arestare a deputaților Parlamentului ales la 24 februarie. Iar judecătorii au emis 60 de mandate de arest. Există așa o informație din surse demne de încredere și informația asta urmează a fi verificată. Potrivit declarațiilor autorilor Comisiei de Anchetă, una dintre principalele sarcini a acesteia va fi investigarea influenței conducerii Partidului Democrat asupra adoptării deciziilor ilegale de către judecătorii Curții Constituționale. În acest sens, Sergiu Litvinenko a reamintit că unii judecători ai Curții Constituționale aveau legături de rudenie cu Plahotniuc, în timp ce alții, înainte de a intra în această structură, au fost membri ai PDM. Există o foarte mare probabilitate că aceste sesizări au fost scrise la sediul Partidului Democrat, hotărârile au fost emise la sediul Partidului Democrat, Partidul Democrat avea acces la pagina web a Curții Constituționale. Am avut așa o senzație că stăteau acești 6 judecători și se uitau la hotărâri. Învinuirea pentru organizarea acțiunilor anticonstituționale a trezit un val de indignare din partea democraților. Așadar, fie pe fond emotiv, fie că drept încercare să spele fețele judecătorilor Curții Constituționale, deputatul Sergiu Sârbu a spus că personal din laptopul său a scris toate sesizările îndoielnice adresate Curții Constituționale, care, în regim de urgență, fără modificări, au fost acceptate de judecători. Eu vreau să vă ușurez, domnule deputat, lucru. Eu le-am întocmit. Atenție, iată de la acest laptop, eu le-am întocmit sesizările care au fost subsemnate de către colegii mei și le-am remis Curții și am solicitat examinare în regim de urgență. Felicitări că ați încheiat, ați întocmit sesizările, probabil și hotărârile, dar cu asta urmează să se clarifice comisia de anchetă. Am cerut suspendarea din funcție a tuturor celor care au fost implicați în această tentativă de uzurpare a puterii în stat și, bineînțeles, am cerut ca procurorul general, pe baza materialelor pe care le va acumula, iar Ministerul de Interne va sta la dispoziție pentru acumularea acestor materiale în conformitate cu legislația, să se ceară de urgență ridicarea imunității parlamentare a numitului Vladimir Plahotniuc. Președintele de onoare a Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care a încercat să ia apărarea șefului de partid, Vladimir Plahotniuc, a declarat că democrații nu sunt implicați în acțiunile anticonstituționale ale judecătorilor și procurorilor, subliniind că vinovăția o poartă doar Curtea Constituțională. Eu vreau să vă spun absolut serios că inscripția aceea Partidul Democrat n-are nimic comun cu chestia asta. În Partidul Democrat nu există nicio decizie care să vă deie posibilitatea să învinuiți Partidul Democrat. Curtea Constituțională a luat decizii, dar eu vreau să vă... Curtea Constituțională a luat decizii care noi trebuie să le respectăm. Declarația lui Diacov cu privire la nevinovăția Partidului Democrat la evenimentele din ultimele zile a fost contestată de majoritatea deputaților, care au expus mai multe argumente privind vinovăția regimului lui Plahotniuc. Cine a pregătit acei peste 2000 de persoane paramilitari care nu au nicio atribuție cu organele de drept și de ordine, prin păduri, să sară garduri și în caz de ceva să iei cu asfalt clădirea Parlamentului și a președinției. Și dacă e să vorbim despre democrație și valorile, cine a permis cu un zâmbet pe față, în stilul mafiei siciliene, să arunce păsări peste gardul președinției? Acest lucru probabil că în opinia cuiva a fost foarte vesel, ridicol, că am văzut pe poze zâmbete, 32 de dinți. În seara de sâmbătă, domnule Diacov, mulți din colegii noștri din blocul Acum, dar și din Partidul Socialiștilor, au fost nevoiți să doarmă pe la rude, pentru că existau suspiciuni mai mult decât rezonabile, care acum pe semne se adeveresc, că au existat mandate de arest pentru fiecare dintre noi. Особенно последние 3-4 года правящий политический класс действовал в интересах одного человека и приближенных ему лиц.
În special, în ultimii 3-4 ani, clasa politică a Republicii Moldova a acționat în interesul unei persoane și a anturajului său. Unii dintre ei se află astăzi în sală, restul fie sunt în Munții Alpi, fie pe plajele din Miami sau în cele mai scumpe cartiere din Londra. Dar ținând cont de tehnologiile actuale, cred că întoarcerea acestor criminali este doar o chestiune de timp și voință politică pe care Parlamentul și guvernul actual le deține. Cel mai important lucru este că societatea își dorește aceasta. Которая есть у этого парламента, у этого правительства, у нового политического класса. И самое главное, что такой запрос есть у общества. În componența comisiei de anchetă sunt incluși 9 deputați din Parlament, 3 de la PSRM, 2 de la Blocul Acum și 4 din opoziția parlamentară. Reprezentanții majorității parlamentare și-au înaintat candidații care vor face parte din comisie. Din Partidul Socialiștilor, Vladimir Țurcan, Grigore Novac și Victoria Gaiciuc, din partea Blocului Acum, Mihai Popșoi și Dinu Plângău. Reprezentanții opoziției parlamentare nu au decis încă dacă vor participa în cadrul comisiei. În ultimii ani, aproape toată proprietatea de stat a fost pusă la privatizare. Atunci, oficialii guvernamentale au declarat că toate întreprinderile puse în vânzare au fost neprofitabile și, prin urmare, au fost luate decizii de a le transfera în proprietate privată, în condiții foarte dubioase și la un preț minim. În acest sens, deputații noii majorități parlamentare au creat o comisie de investigație pentru analizarea procedurii de organizare și desfășurare a privatizării și a transferului la concesiune a tuturor proprietăților statului, începând cu anul 2013. Potrivit autorilor proiectului, Comisia de Anchetă va analiza în mod obligatoriu organizarea și desfășurarea privatizărilor proprietății publice, începând cu anul 2013. De asemenea, deputații vor verifica legalitatea acordurilor de concesiune. Printre primele în listă sunt BEM, Tutun CTC, Gările Auto și Aeroportul Internațional Chișinău. Oamenii așteaptă de la noua guvernare dreptate. Oamenii așteaptă de la noi rezultate social-economice. În Parlamentul precedent, atunci când noi propuneam inițiative sociale, nouă mereu ni se spunea că nu sunt bani în buget. Dar de unde bani dacă statul nu avea capacități de manager și de jucător economic? Cum să aduni bani în buget? Anume, din acest considerent, noi trebuie să asigurăm întoarcerea la stat a acelor domenii care vor permite să suplinim bugetul astfel încât să avem posibilitatea de a respecta obligațiunile sociale față de oameni, plăți de salarii și de pensii. Dar atunci când la TV vorbim despre investiții atât de frumos, dar care investitor va veni în această țară în care întreprinderile de stat se fură, ce să mai vorbim de cele private? Ultimii ani au avut loc multiple privatizări despre care am discutat cu toții, concesionări cu grave încălcări de procedură și norme ale transparenței. Despre ele aflam uneori din presă când era deja târziu. Statul a fost prejudiciat cu sume enorme de bani. Activele statului, adică ale noastre, ale tuturor, au fost înstrăinate la prețuri derizorii. Noi suntem obligați să revizuim atitudinea statului față de economie. Noi suntem obligați să întoarcem acele întreprinderi care vor permite ca bugetul să primească un venit bun și noi suntem obligați să dirijăm această dobândă în medicină, educație, servicii sociale adecvate, pensii. Tot ce ne va permite să întoarcem cetățenii noștri acasă. De aceea, această comisie și concluziile ei vor avea o importanță primordială pentru viitorul Republicii Moldova. Se cunoaște că Comisia de Anchetă va fi formată din 7 deputați, 2 din cadrul fracțiunii PSRM, 2 din Blocul Acum și 3 din opoziția parlamentară. Reprezentanții majorității parlamentare deja și-au înaintat deputații care vor intra în componența Comisiei de Anchetă. De la Partidul Socialiștilor în aceasta vor participa Vlad Bătrâncea și Petru Burduja, de la Blocul Acum Radu Marian și Igor Munteanu. Din partea PDM, în comisie vor fi Nicolae Ciubuc și Igor Vremea. Deputații fracțiunii Șor nu au fost prezenți la ședința Parlamentului, de aceea numele candidatului lor încă nu este cunoscut. Președintele comisiei a fost ales Igor Munteanu. Așa cum s-a promis mai devreme, deputații majorității parlamentare, constituită din fracțiunile Partidului Socialiștilor și Blocul Acum, au aprobat astăzi data desfășurării alegerilor locale generale. Astfel, primarii, președinții raioanelor și consilierii locali vor fi aleși de toți locuitorii Republicii Moldova în data de 20 octombrie 2019. Deja acest mandat de 4 ani a expirat a aleșilor locali.
Și de aceea acest fapt impune necesitatea adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova unei hotărâri privind stabilirea datei alegerilor locale generale. De aceea propun atenția dumneavoastră acest proiect de hotărâre prin care Parlamentul să stabilească data de 20 octombrie 2019, data la care vor avea loc alegerile locale generale. Stabilirea datei privind desfășurarea alegerilor locale generale pe 20 octombrie a fost susținută în unanimitate de către deputați. Decizia va intra în vigoare în data de 1 august curent. Președintele Igor Dodon va insista ca Procurorul General al Republicii Moldova să fie cetățean al țării noastre. Despre aceasta, șeful statului a declarat în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, menționând că el nu este împotriva specialiștilor din alte țări, dar când este vorba de asemenea posturi de stat înalte, acest lucru seamănă mai mult cu o conducere externă. Sunt convins că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova mă susțin. Trebuie să fie, desigur, un specialist onest cetățean al Republicii Moldova. La noi sunt mulți de aceștia, pur și simplu ei nu au fost observați. El nu trebuie să fie procurorul lui Dodon, Sandu sau Năstase. Categoric nu. Altfel, noi ne transformăm în plahotniuc. Nu avem nevoie de așa ceva. Noi avem nevoie de un profesionist onest și adecvat care va trece concursul și pe care îl vom numi. Potrivit procedurii, el este numit de președinte la propunerea Consiliului Procurorilor. Această procedură poate fi onestă și deschisă. Eu nu voi insista sau promova anumiți candidați. Avem nevoie de un profesionist moldovean onest. Dodon de asemenea a menționat că un profesionist trebuie să ocupe și fotoliul de director al CNA. Este de dorit ca el să nu fie un om de partid pentru a exclude angajamentul politic, a adăugat șeful statului. Va fi o concurență deschisă. Șeful CNA a fost demis săptămâna trecută. Mâine sau poi mâine, când va avea loc ședința Parlamentului, poate fi numit un interimar până se va încheia concursul. Trebuie să demarăm concursul și să mergem înainte. Nu există o altă variantă. CNA nu va fi în subordinea cuiva. El trebuie să se ocupe de interesele de stat. Răspunderea pentru deciziile ilegale ale judecătorilor Curții Constituționale care au dus la criza politică din Republica Moldova, nimeni nu o va retrage. Acest lucru a fost declarat de președintele Igor Dodon. Șeful statului a remarcat că prin deciziile sale, Înalta Curte a adus situația aproape de război. Ceea ce s-a întâmplat din seara zilei de 7 iunie și până pe 15 iunie ar fi putut duce la o mare confruntare și chiar vărsare de sânge. Și în acest caz, vina lor nu ar fi fost mai mică decât a celor care se află la conducerea PDM-ului. De aceea, doar să anulezi ceva și să spui, suntem buni, vom fi prieteni cu noul guvern, acest lucru nu se va întâmpla. Asemenea lucruri nu pot fi iertate, respectiv, cel puțin ar trebui demiși. Altă opțiune nu există. La sfârșitul acestei săptămâni, Igor Dodon planifică să aibă o întâlnire cu prim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Discuția poate avea loc la Minsk, unde șeful statului intenționează să facă o vizită de o zi. Acolo vor fi președinți a 8-10 țări. Voi discuta cu Medvedev, prealabil am vorbit cu Kozak, am cerut să ni se prelungească comerțul fără taxe cu Federația Rusă, care se va încheia la data de 1 iulie. De asemenea, trebuie neapărat să ne clarificăm ce se întâmplă cu Moldova Gaz. Cu Miller m-am întâlnit la începutul lunii iunie la Sankt Petersburg, la forum, și am convenit să începem negocierile privind un nou acord de furnizare și tranzit de gaze. Toate aceste aspecte trebuie hotărâte. Договорились о том, что нужно начинать переговоры о новом договоре по поставкам газа и по транзиту. Вот все эти вопросы нужно решать. Igor Dodon a menționat de asemenea că mâine în Moldova va veni comisarul european Johannes Hahn, șeful statului la fel se va întâlni cu reprezentantul UE. Acum foarte serios se ia în considerare posibilitatea reluării finanțării europene. Știți că eu sunt adept ca să luăm bani pentru proiectele de investiții, aceasta este foarte bine. Fie să primim finanțare pentru drumuri, de exemplu, și altele. Sunt foarte fericit că din partea Federației Ruse, Uniunii Europene, a Statelor Unite și a Vestului, în general, există deschidere și nu mai avem o astfel de confruntare. Unde pleci mai des și unde mai rar?
Președintele Moldovei Igor Dodon a discutat situația curentă din țară cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica noastră, Derek Hogan. În cadrul convorbirii, părțile au abordat și agenda bilaterală moldo-americană. Despre aceasta, șeful statului a scris pe pagina sa din rețeaua de socializare. Am examinat situația politică actuală din Republica Moldova. Am exprimat mulțumiri părții americane pentru recunoașterea noii guvernări legitime, subliniind că acest fapt a avut un rol semnificativ în asigurarea transferului pașnic al guvernării și a prevenirii destabilizării situației din țară. Sunt convins că susținerea consolidată din partea Federației Ruse, a Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene ne oferă șanse mari pentru continuarea dezvoltării dinamice a Republicii Moldova și deschide o nouă etapă principală în istoria statului nostru. Totodată au fost discutate și subiecte actuale cu privire la relațiile de cooperare moldo-americane. Igor Dodon a reiterat disponibilitatea noii guvernări legitime de a păstra toate acordurile semnate cu partenerii noștri externi și de a aprofunda dialogul strategic cu aceștia, inclusiv cu Statele Unite ale Americii, în cadrul unei politici externe echilibrate între Est și Vest. Situația actuală din țară după depășirea crizei politice a fost abordată în cadrul întrevederii de astăzi a președintelui Parlamentului Zinaida Greceanei cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan. Potrivit speakerului, Parlamentului este funcțional. De astăzi au revenit la activitatea parlamentară deputații fracțiunii Partidului Democrat, care s-au declarat în opoziție parlamentară. La rândul său, Derek Hogan a apreciat funcționalitatea majorității parlamentare și s-a arătat bucuros de conlucrarea existentă în cadrul autorităților publice. Președintele țării, Igor Dodon, a discutat astăzi și cu ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Oleg Vasnetsov, despre un spectru larg de subiecte cu privire la relațiile de cooperare bilaterală. Șeful statului și diplomatul rus au menționat importanța întrevederilor de lucru cu prim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Medvedev, și cu vicepremierul Dmitri Kozak, preconizate pentru data de 21 iunie la Minsk. Am avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov. Am adresat mulțumiri președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, vicepremierului Dmitri Kozak și ministrului afacerilor externe al Federației Ruse pentru recunoașterea noii guvernări legitime a Moldovei și pentru susținerea eforturilor noastre într-o menținere a stabilității în țară. Consider că susținerea comună oferită de Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii noii guvernări a Republicii Moldova este un caz excepțional care creează posibilități foarte mari, astfel ca prin eforturi comune să îmbunătățim viața cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, am discutat și un spectru larg de subiecte cu privire la relațiile de cooperare bilaterale și am fost unanimi în opinia privind necesitatea reluării urgente a activității depline a Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperarea Comercial-Economică. Mai mulți activiști ai mișcării de tineret Urmașii lui Ștefan au organizat astăzi un flashmob în fața Curții Constituționale. În opinia tinerilor, deciziile în altei curți din 7-9 iunie au sfidat nu doar principiul democrației, dar și tot ce înseamnă bunul simț, iar unica soluție este ca membrii curții să-și dea demisia. Nu putem fi indiferenți de ceea ce a comis curtea în ultimele zile. Am venit cu niște mesaje foarte simple. Dacă un medic greșește, el trebuie să plece din funcție și el este sancționat foarte dur. Judecătorii Curții Constituționale nu fac excepție, pentru că ei și-au permis să adopte anumite decizii care vin în contradicție și cu morala, și cu legea în Republica Moldova. Mai apoi, tot acești oameni își anulează deciziile și îi stau bine mersi. În opinia tinerilor, Curtea Constituțională și-a permis să devină un instrument de luptă politică al Partidului Democrat, iar acest lucru nu poate fi tolerat. Noi înțelegem foarte bine că sunt anumite criterii după care acești oameni au fost delegați în această instituție. Noi înțelegem foarte bine că cineva, până în decembrie 2018, jumătate de an în urmă, erau membri de partid și deputați de la un anumit partid. Curtea Constituțională, în esență, și-a permis să devină un instrument de luptă politică al Partidului Democrat. Noi nu dăm apreciere, sunt organele de drept care vor trebui să facă acest lucru, noi doar cerem un singur lucru, demisia, demisia de onoare. Lucrările de construcție de pe terenul din strada Nicolae Dimoș 7-3, sectorul Râșcani al capitalei, au reînceput. Asta deși primăria Chișinău a luat săptămâna trecută o decizie de suspendare a lucrărilor. Mai multe detalii în cele ce urmează.
Am fost contactați de către cetățeni, precum că lucrările au fost începute din nou la DMO 7/3. După cum știți, săptămâna trecută la masă rotundă am avut o înțelegere cu agentul economic ca până joi din partea primăriei să fie puse câteva oferte de schimb a terenului și până atunci nu merg nicio lucrare. Însă agentul economic a, hai să spunem, și-a calcat cuvântul său de onoare și a început lucrările. Ne-am deplasat la fața locului pentru a afla care este motivul și dumnealui ne arată o foaie prin care, fără nicio ștampilă, fără nimic, prin care e scris un proiect decizii, precum că lor nu li se acordă nimic. De unde a venit, cine le-a dat, nu putem înțelege. Președintele fracțiunii PSRM în CMC a menționat că deja mâine agentul economic va primi mai multe oferte privind schimbul de terenuri. De dimineață ei se așează cu direcția arhitectură pentru a schimba, a găsi o ofertă unde se schimbă lotul de teren, tot mâine să fie făcut și proiectul decizii. Iar la prima ședință a Consiliului Municipal, care intuim că va fi săptămâna viitoare, el obligatoriu să fie pus pe ordine de zi. Astea sunt înțelegerile pe care le-am avut astăzi cu agentul economic pentru ca să stopăm lucrările care acum mergeau. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică în legătură cu vântul puternic și ploile abundente. El va fi valabil până la miezul nopții. Pe întreg teritoriul țării se așteaptă furtună, pe alocuri ploi puternice cu grindină și intensificări de vânturi de până la 15-20 metri pe secundă. Ploile abundente s-au abătut asupra centrului Moldovei, îndeosebi a avut de suferit Chișinăul. Utilizatorii rețelelor de socializare au postat mai multe poze și video cu consecințele produse din urma ploilor. Vântul puternic a dărâmat mai multe acoperișuri și a dat jos copaci. Câteva străzi din capitală s-au transformat în adevărate râuri. Iar pe șoseaua Muncești, șoferii erau nevoiți să lase mașina pe marginea drumului și să urce într-o barcă pentru a se deplasa. În legătură cu prognozarea precipitațiilor abundente, nivelul apei în râurile mici va crește. Totodată este posibilă formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. Continuăm ediția. În decursul săptămânii trecute, în baza probelor prezentate de procurori, instanțele de judecată au emis sentințe în privința a 292 de inculpați, figuranți în 257 de cauze penale. Astfel, în baza probelor prezentate pe parcursul săptămânii trecute, mai mulți inculpați au fost condamnați. Timp de o săptămână, procurorii au reprezentat învinuirea în prevința a 292 de inculpați. Cifra reiese din bilanțul săptămânal al Procuraturii Generale și vizează toate categoriile de infracțiuni. 105 infracțiuni ușoare, 131 mai puțin grave, 73 grave, 9 deosebit de grave și 7 infracțiuni excepțional de grave. Astfel, în baza probelor prezentate de procurori, inculpații au primit pedeapsa. 48 dintre inculpați nu au fost de acord cu sentințele dictate, astfel acestea urmează să fie înaintate în instanțele ierarhic superioare. Un nou test de maturitate pentru absolvenții liceelor. Astăzi, circa 15.000 de absolvenți au susținut examenul de bacalaureat la disciplina La Solicitare. Examenele au loc în 92 de centre create în liceele teoretice din țară. Potrivit datelor Ministerului Educației, cei 14.846 de candidați au susținut astăzi examenul la geografie, chimie, istorie, informatică, biologie, matematică sau fizică. Pentru marea majoritate a candidaților la BAC, proba de astăzi este ultima din sesiunea curentă de examene. Sesiunea se va încheia vineri, 21 iunie, atunci când 470 de elevi de etnie bulgară, găgăuză și ucraineană vor susține examenul la limba maternă. Testele vor fi verificate în perioada 4-25 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în centrele de bacalaureat în data de 26 iunie. Candidații vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor. Rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi anunțate pe data de 4 iulie. Mai multe garajuri din sectorul Ciocana vor fi demolate. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale. Potrivit funcționarilor de la primărie, în schimbul construcțiilor improvizate, va fi amenajat un parc.
Mai exact, este vorba despre garajurile pe care le-a improvizat un agent economic pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Potrivit funcționarilor de la primărie, mai bine de două decenii locuitorii blocurilor cu 9 etaje de pe această stradă sunt nevoiți să lupte cu omul de afaceri care a ridicat construcții pe terenul cu pricina. Lucrările de demolare vor începe de marți, iar în viitorul apropiat, pe acest segment va fi amenajat un parc. În perioada 14-17 iunie, sub patronajul președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în comuna Tohatin a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Dansuri Populare Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei. În acest an, festivalul s-a desfășurat cu genericul 660 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Pe parcursul a două ore de concert, pe data de 15, au evoluat peste 100 de dansatori din țară și de peste hotare în cadrul acestui festival. Trebuie să menționăm faptul că este un eveniment care se organizează deja a patra oară sub patronatul președintelui Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, și este o inițiativă care a stârnit emoții și amintiri foarte plăcute și celor care au fost pe de o parte a scenei și de cealaltă. Este o tradiție bună și suntem siguri că această tradiție va fi continuată, urmează ca an de an acest festival Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitor al Moldovei, simbolic pentru noi, să aibă continuitate. În cadrul festivalului au evoluat mai multe ansambluri de dans din Tohatin, Odessa, Cosești și Cernăuți. Atmosfera a fost încinsă de invitații speciali ai evenimentului, Maria Iliuț și Suzana Popescu. Spre final a avut loc un joc al satului cu participarea artiștilor emeriți ai poporului. Doamnelor și domnilor, acestea sunt subiectele pe care am reușit să vă le pregătim până la această oră. Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră acratimtv.md, de asemenea pe paginile noastre de Facebook, Odnuclasnic, Telegram și Twitter. Seara liniștită să aveți!